apariția pe teren, în aplauzele celor aproximativ 100 de spectatori, doi capitani împreună cu brigada de arbitri aleg jumătatea de teren, Ștefan Burghiu de-o parte. Continuă acțiunea ofensivă a Zimbrului și atât pe Zavalișca, întorcând până la Dani. Dani, șuta lui Dani și totul se încheie cu bine. Răeleanu centrează, Răeleanu, și balonul a ajuns până la Alexei Ciopa. Deocamdată nu le reușește acest lucru, iar noi suntem deja în minutul 11 al acestui meci. Speranța Drochia, Zimbru Chișinău, în continuare este 0-0. Zavalișca, pe partea dreaptă, încearcă să treacă și trece în viteză de către Burlac. Să vedem acest șut al lui Kociuk. Greșesc pasa și Iahaia la rândul său greșește pasa. Recuperează Zaplitnei și iată o primă tentativă de șut a formației Speranța. 6 jucători de la Zimbru sunt în acest moment în careu. Balonul, sunt sigur, se va îndrepta spre Burghiu. Și iată, este 1-0. Stimați prieteni, Alexei Ciopa a marcat în minutul 26. După centrarea bună a lui Eugeniu Kociuk, Alexei Ciopa înscrie pentru 1-0. Bate direct în față. Patraș. Șuta lui Patraș de la 18 metri. Balonul trece peste poartă. Dani. Și acesta centrează până la Iahaia. Iată un șut blocat. Și arbitrul decide că este penalti la această fază din minutul 37. Saleh Iahaia contra lui Sergiu Nicolaev și ratează Saleh Iahaia. Spre bucuria celor 200 deja spectatori prezenți în tribunele stadionului Orășenesc. Centrează de pe partea dreaptă. Recentrează Bejan și este 2-0 în acest moment. Reușește să înscrie jucătorul finlandez Martin Kuitinen, primul gol în subculorile galben-vers. Bejan pasează lui Kociuk și în acest moment arbitrul Sidenko oprește meciul. Final de repriză. Iată-l și pe nou intratul Ebenezer Kociuk. Până la Ebenezer, șuta lui Ebenezer și ce gol a înscris mijlocașul nigerian în minutul 51. Frumos gol. Prins ocazii Ebenezer, iată-l și pe finlandezul Martin Christian Kuitinen. A debutat pentru Zimbru în meciul trecut și să urmărim această fază cu Lacustă în fața golului și este gol. Ivan Lacustă a înscris pentru 1-3 în minutul 57. Greșeală uriașă a fundașilor Zimbrului și Lacustă reduce din handicap. 33 de minute mai au la dispoziție jucătorii Speranței să reducă din handicap, să egaleze scorul. Iată la primul șut pe spațiul porții, în minutul 57, Ivan Lăcusta a redus din handicap. 3-1 în continuare este scorul în acest moment. Și iată-l pe finlandezul Martin Christian Kuitinen cu torpilă.
să vedem pe cine îl va schimba. Între timp, Ebenezer îl vede foarte bine pe Kuitinen, însă și este încă un penalti. Cernișov l-a faultat pe Ebenezer, meci bun pentru Ebenezer, în afară de golul marcat în minutul 51, iată că a obținut și un penalti în minutul 75. În minutul 75 se înscrie pentru 4-1. Cu mult sânge rece, Eugeniu Kociuk transformă o lovitură de la 11 metri, 4-1. Este scorul în acest moment. Dublă schimbare de jucători la Zimbru. Vor intra în teren Gheorghe Spânu și Alexandru Gău. Final de meci. Speranța Drochia, Zimbru Chișinău 1-4. Zimbru Chișinău urmând să joace în sferturile de finală, câștigătoarea partidei dintre... Футболисты серьезно отнеслись к игре. Было видно и на разминке, и в начале первого тайма забили, в принципе, и голы, можно сказать, с пенальти, со стандартных положений. Может, только один сыграли, хотя у нас еще моменты были, но опять же плохо, что пропустили. Ну, а так, поздравляю. Играли, в принципе, неплохо. Сегодня вы рискнули и поставили в стартовый состав несколько молодых игроков. Насколько они оправдали ваши ожидания? Они неплохо сыграли, у них просто не было давно игровой практики, поэтому они некоторые вышли в основном составе, некоторые вышли на замену. Нет, не претензий. Финский игрок Куйтинен впервые сыграл в стартовом составе, отметился голом. Как вы оцените его действия? Ну, по сегодняшней игре он сыграл хорошо. Понятно, что надо и брать и уровень соперника. Он и забил гол, он и подключался, и подавал. Сегодня хорошо сыграл. Надеюсь, дальше также будет. В принципе, он хорошо тренируется, серьезно относится. Думаю, уже в некоторых играх тоже будет выходить на замену или играть сначала. Reieșind din ceea ce am văzut la urmări Piterien, e clar că sunt divizia națională față divizia A, sunt careva, deci echipa e profesionistă, la noi echipa semiprofesionistă. Deci, prin ce pot să... Rapiditatea jocului, așa, controlul mingii Piterien, să spunem, deci undeva sunt mai presus ca noi, e clar, noi, e plăcut lucrul acesta și așa un impuls pentru noi și așa e o, adică un meci care la moment am observat cine, unde, cum și este. Avem ceea ce avem, asta-i. Care este obiectivul dumneavoastră în divizia? Deci noi cum prima dată când am promovat în divizia, noi am marcat lucrul acesta, noi tot timpul am vrut ca să promovăm copiii care sunt de pe loc, ca să meargă să joace fotbal și mă rog, vicea să meargă în echipe ca Zimbru, ca echipe mai presus ca noi. Deci, la moment, practic, același țel, același, ca să promovăm cât mai mulți copii care sunt la școală de sport, care practică fotbalul, care de a atrage cât mai mult tineret în sport, de a atrage cât mai mult suporteri. Deci, problema e în așa, că cât mai mult de promovat tineretul care să meargă să practice fotbalul, să joace.